îți imaginai, Lidia, nu știu, să ai un copil, să ai o familie? Te gândeai sau în mintea ta era doar cariera înainte să-l întâlnești pe Constantin? Era doar cariera înainte să-l întâlnesc pe Constantin și nu-mi imaginam. Eu mai am o nepoțică, Amanda, și am zis, băi, mie mi-ajunge nepoțica mea. Nu știu, nu vreau să, vreau să mă focusez pe carieră. Între timp s-au schimbat lucrurile într-un fel mult mai frumos. N-am vorbit niciodată despre povestea voastră de iubire. Cum v-ați cunoscut? Îmi povestea Lidia că undeva pe 11 septembrie 2016 voi v-ați întâlnit și un an mai târziu v-ați căsătorit. Ne-am întâlnit, de fapt, cu foarte mult timp înainte. Ne-am întâlnit la studioul unde activa Lidia, așa, și am venit și eu pe acolo, mai înregistram, mai primam câte una alta. Apoi am făcut parte din informația Ligiei mai mulți ani la rând și abia mai târziu s-a întâmplat. Ne-am întâlnit într-un mod mai frumos spus pe 11 septembrie. Ulterior am format trupa, am avut foarte multe evenimente, foarte multe cântări și ușor ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Ne-am dat seama amândoi că ne potrivim, cred, și a fost așa din partea amândurora o apropiere așa constantă și care a culminat cu, iată, momentul ăsta. Ce te-a atras prima dată la Lidia? Prima dată, bineînțeles că m-a atras fizicul, că e frumoasă și că are față frumoasă și că e super drăguță. Tu, Lidia, că tu erai pe filmul tău singură, cu carieră, e mai bine singură. Da. Cum și-a făcut loc Constantin în viața ta? E un om mult mai profund decât pare, nu știu cum să... Nu cred că puteți să vă dați seama cât de profund este și... Când am descoperit lucrul ăsta, pentru mine a fost, nu știu, senzațional. Adică n-am întâlnit așa om până să-l întâlnesc pe el și chestia asta m-a dat pe spate. Căsătoria a fost o explozie, o idee sau ați premeditat-o? Cred că am premeditat-o cumva când am decis să facem bebelușul. Deci prima dată a venit decizia de a face un copil și apoi ne-am gândit, băi, dar stai un pic, dacă urmăm așa cumva lucrurile cum ar trebui să se întâmple, ar trebui să facem și o nuntă și ne-am gândit să facem o nuntă un pic mai atipică, cu mai restrânsă, mai în familie. Pentru noi n-a contat foarte mult nunta, că, cel puțin pentru mine. N-am fost genul de femeie care să-și dorească să vadă în rochea de mireasă. Pentru mine deja era senzațional ce se întâmpla când ne-am cunoscut și că suntem împreună și că e atât de super totul și că am făcut și un bebe și am decis să facem bebe. Pentru mine, practic, căsătoria cred că a însemnat mai mult decizia de a face copil și când am observat că își dorește foarte mult și Constantin să facem un copil, eu îmi doream de când, nu știu, cu mult timp înainte să decidem să facem copil, îmi doream un bebe cu el, minim un bebe. Mai țineți minte primul sărut? Da. A avut loc? Da, bineînțeles. Eu, da. Foarte mult. O să țin minte toată viața. Da, primul sărut să fie de neuitat. Am auzit că spunea mama, a fost primul lui cuvânt sau a zis tata, ce a zis prima dată? Uite că acum insiste cu alte cuvinte. Primul cuvânt a fost mama, apoi parcă l-a scos așa din vocabular și a început să zică tata. Tata. Unde-i tata? Uite pe tata. S-ar putea ca tata să fi însemnat microfonul, da, da. Sau s-ar putea să le calce pe urme părinților și să devină artist până la urmă, nu? Da, are foarte multe, dă foarte multe semne. Cântă la pian, cântă la chitară. La pian cântă în maniera în care se cântă la pian, adică așa cu degetele. La chitară chiar știe frumos, că trebuie, adică nu, știe nu că trebuie pian să zdrângăne. Și mai nou imită sunetele noastre. Ne imită pe noi când cântăm cu gura prin casă. Și a fost așa ultima descoperire. E foarte sociabil și avem noroc cu asta. L-am și obișnuit. Am zis de la început, hai să ieșim cât mai mult cu el, să vadă multă lume, să nu fie, am vrut să nu fie fricos, să nu se sperie de străini. Avem noroc, e sociabil chiar. Și acum în vacanță a fost
mega, super bine cu el. Și ce sunt curios, când povestea Ligia înainte să începem filmarea, că l-ați luat în Sicilia cu voi, nu? Uh-huh. Cum a rezistat că voi sunteți și cu hiking, adică vă urcați, vă plimbați, nu stați într-un hotel, vizitați în continuu? Am vizitat absolut toate punctele de interes din Sicilia, le-am luat așa, le-am bifat pe toate și Sicilia e o insulă foarte mare. A stat în spate acolo cu mami în mașină. S-a adaptat. Mai aveți timp și de voi să petreceți doar în doi timpul? Mai nou, că ne mai ajută bunica și și oricum noi petrecem timpul în doi cu el, adică da, exact. Pentru noi, îl integrăm și pe el în momentele în care ne simțim noi bine și el pe acolo stă într-un colț, se joacă cu jucăriile sau... Mai zicea lumea, dar nu lăsați acasă, mergeți singuri. Nu ne vine să mergem singuri. Chiar și la concerte? Nu, asta nu putem, că acolo deja e un pic mai greu. Da, ar fi extenuant pentru el și nu, îi facem deja rău. Da, mama. Dar... De-abia acum. Vă mai gândiți la un copil? Bineînțeles, ne gândim. Chiar am vrea destul de repede să-l facem, să aibă și Paul o companie și să fie apropiați ca vârste. Uite, să, mama, pedala lui tati. Să poată să joace. Altfel și pierde energiile între ei, altfel și consumă energiile între ei. Nu devin atât de răsfățați. Poate că și noi avem tendința să răsfățăm și nu ne dăm seama. Și sigur. O să-i facă numai bine. Copiilor le trebuie copii și cu siguranță va mai fi cel puțin unul. Tăticul a vorbit, să vedem mămica ce spune. Păi nu, mămica e pe aceeași frecvență. Exact. Vamos para la